Salut, Tauri! Voi face citirea pentru luna nouă din vărsător. Pentru voi, Tauri, este casa 10 -a. Venirea voastră, cariera voastră. Aici puteți să începeți un proiect nou, puteți să gândiți ceva ce aveți de făcut și Puteți să aveți o inițiativă legată de cariera voastră, voi, taurii. Să vedem sfatul tarotului ermetic pentru această lună nouă în vărsător, de pe 21 ianuarie S-ar părea că voi aveți aici, uitați o trădare, dar această trădare s-ar părea că este ultimul lucru care se va se întâmplă legat de cariera voastră. Veți finaliza ceva. Poate unii dintre voi veți încerca să schimbați această carieră. Menirea voastră, să luați o schimbare legată de menirea voastră, dar veți primi și niște bani. Zece de monede arată banii pe care îi primiți în familie pentru munca voastră, mercur, în fecioară. Este o sumă de bani pe care o așteptați și puteți să o folosiți pentru tot ceea ce vă doriți voi să faceți. Aspectul ar fi încerca să folosiți acești bani când Jupiter și Soarele sunt în aspecte benefice. Eu întotdeauna menționez la horoscop aspectele benefice. Deci, acest final, un sfârșit. Să vedem ce spun și runele. să le așez puțin să se vadă. Și acest vânj. Am putea spune că aveți aici o legată de familie. Este răsturnată această rună și arată că Cumva nu v-ați înțeles cu familia, ați avut tendința să plecați din familie și chiar această rună este uh, o rună a vitelor, a uh, acumulării materiale, am putea spune, din munca voastră poate să reprezinte și o relație care nu mai merge și am putea spune că se leagă de acest beorc și arată o relație care nu mai merge. Trebuie să înțelegeți acest lucru și să vă urmați calea. Ca aici aveți și un sfat primit, probabil din partea unei persoane, care aici ar trebui să fie o menie. Această persoană v cunoscut sensibilitatea, v cunoscut problemele, v-a cunoscut uh, dorințele voastre și a venit cu un sfat intenționat greșit pentru a vă folosi. Uh, să vă păcălească, să vă fure, să vină cu oferte care uh, nu sunt bune, nu sunt benefice. Dar în același timp poate să fie și uh, un sfat sau o ofertă sentimentală. Poate să fie o persoană care își arată sentimentele, dar în realitate uh, nu are aceste sentimente și totuși uh, încearcă să vă manipuleze. Aici este un secret, probabil acesta, pe care îl veți afla: acest secret. Este un secret al acestei persoane, un secret urât care vă face să vă schimbați părerea despre această persoană, vă dezamăgește și aici, din nou, avem o rună care ar trebui să reprezintă de sentimentele căldura supletească, fiind într-o poziție opusă, răsturnată, nu arată această aceste sentimente, m-am vorbit mai repede de interes, de o aventură, dar nici de cum de sentimente stabile. Și spatul în această situație este să înțelegeți că ați fost probabil într-un moment dificil în care nu ați putut observa situația reală, că această persoană vă păcălește și vă face tot felul de oferte care, mai de care, mai rău intenționate, și că își urmărește un anumit scop. Acum nu puteți decât să înțelegeți că, dacă este vorba de o afacere, trebuie să vă urmați calea să mergeți mai departe. Dacă este vorba de uh, sentimente, la fel trebuie să înțelegeți că a fost o aventură și trebuie să mergeți mai departe. Aici este o călătorie prin viață care nu a fost plăcută. O călătorie cu persoane neplăcute, persoane care v-au mințit, persoane care v-au. Uh, folosit într-un fel sau altul să-și atingă niște scopuri. Și aici, din nou, arată o cădere, o vitalitate, de vitalitate, o situație dificilă, o relație care nu se perfectează, este runa boulului sălbatic. Acestă situație s-a menținut, menținut foarte mult timp, fiindcă aveți aici o rună de întârziere, grindina, unde orice atitudine ați fi încercat, orice ați fi încercat să faceți, nu ar fi mers. Erați deja captați, prinși de aceste persoane, cu aceste sfaturi. Deci, nu puteați decât să așteptați. Și iată că am putea spune: Divinitatea vă oferă acest noroc. Vunjo. Vunjo pare să fie un noroc. Primiți niște bani, așa cum am spus, primiți bani în familia voastră, în alături de familia voastră, primiți acești bani care vă dau o stare de bine și puteți într-adevăr să-i folosiți pentru ceea ce vă doriți voi. Deci, este o încheiere, o situație în care trebuie să înțelegeți că ați fost strădați, nu aveți ce face, dar trebuie să acceptați această finalitate, moartea, secerătorul de capete, care aduce și încheierea, finalul, dar aveți acest noroc de bani care îi primiți pentru munca voastră. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.